fără întrebare. Este vorba de trei victime care au venit aseară ca urmare a accidentului rutier. Una dintre victime, în vârstă de 44 de ani, policontuzionată, este intubată la momentul actual, dar este stabilă hemodinamic. Iar celelalte două victime urmează a fi investigate și tratate în funcție de nevoi. Sunt conștiente, cooperante, tot în regulă. Unde au răni? Păi, dacă spuneam despre prima victimă că este policontuzionată, vorbim de răni la nivelul capului, torace și membre inferioare, iar ceilalți doi pacienți avem răni la nivelul feței și capului și la nivelul membrelor inferioare. Viața le este pusă în pericol? Sunt în acest moment? La momentul actual vorbim de o pacientă care este intubată orotracheal, iar prognosticul este rezervat, nu putem să spunem cu exactitate. Noi sperăm să îi salvăm pe toți. Mulțumesc!